Salutare, prieteni! Am aici un Husqvarna 236 X-Torque care am dus-o în oraș la băieții de la Husqvarna să-mi repare și mie, mai exact să vadă ce are, și băieții mi-au spus că are problemă la carburator, că pierde compresie și alte chestii. I-am spus să-mi o repare și mie, au zis că mă costă 3 milioane jumate să îi pun numai carburatorul, deci atenție, doar carburatorul 3 milioane jumate. Și m-am gândit că o las așa, adică nu prea era cine știe ce să îi dau 3 milioane jumate doar pe carburator. Așa că am luat-o înapoi la mine acasă, i-am desfăcut carburatorul frumos, am văzut ce model este, ce scria pe el, i-am luat tot așa un carburator de la Terra Motor, Zama nou nouț, este deja pe ea. Tot așa am luat o lamă și un as nou nouțe. Aici este lama și lanțul cu care a venit ea la pachet. Asta este cutia lanțului. Și acest lanț l-am cumpărat de la băieții din oraș. Este pasul 3x7 sau mai exact 325x7 la lanț. Normal i-avea pasul 3x8, dar dacă i-a trebuit al pas, a trebuit să-i cumpăr ea la Art Ambreiaj. Altă cutie de asta de, cum să zic, oală pentru ambreiaj, cu alt pas. Am aici cutiile, dar în cutii sunt deja cele vechi. I-am luat alte bujie, alte garnituri, bujiile deja sunt pe ea, adică una bujie, am cumpărat două ca de rezervă. O bujie este pe ea, nou-nouță, tot așa, filtrul nou-nouț, garnituri, am pus două ca să fie și de rezervă. Aici am cutiile de la ambreiaj și de la oală. După cum vedeți, Husqvarna 236 scrie și aici. Stați, focalizez puțin. Oală cu pas 3x7. Lamă nou-nouță. Carburator nou-nouț. Aici este și cutia de la carburator. L-aș scoate și pe el să vedeți cum arăta. Este un carburator original de la Zama. Adică cel care a fost pe ea, dar nu mai era bun. Era puțin uzat, adică de 2 ani am drujba aceasta până am reparat-o până una alta și după cum vedeți n-am avut atunci cheie de reglaj și am tăiat ăștia aici ca să pot să-i reglez cu patentul când tăiam carburatorul jos. Dar acum când o fi să mai reglez vreodată, mi-am cumpărat și o cheie tot așa de pe internet, o cheie de reglaj, să vă arăt că se potrivește aici. Un moment, după cum vedeți aici carburatorul, cheia intră perfect. Se și învârte. Deci este o cheie foarte bună. Și acum ce să zic, hai să o scoate puțin afară, să-i dăm o pornire. O amorsăm puțin, de 6 ori. S-a umplut, cred că este de ajuns. Dăm butonul sus, tragem șocul. O amortizăm puțin. Acum cu motorul este cald, o să pornească cât de cât rapid, adică din prima. După cum ați văzut, drujba merge foarte bine. Reglajul este o tură și jumătate la H și o tură fix la el. Pentru că reglajul ei din fabrica de carburatorului, cum am zis, am cumpărat un carburator nou-nouț și alte piese.
iar carburatorul a avut un reglaj foarte sărac, ca să zic așa, avea decât jumătate tură și la H și la el. Și cu acele chestii, cum să zic, acea tură, când o porneai, stătea la relantiu, dacă îl băgai mâna să o firesc, făcea un vu-vu de la și dădea să oprească și chiar să oprea, dacă țineai foarte mult accelerat. Însă acum, după cum v-am zis, este o tură jumătate la H și o tură la el, adică o tură fixă. Drujba merge foarte bine, i-am făcut deja proba în lemn când am avut lemne, momentan le-am tăiat pe toate tot cu ea, dar când o să mai aduc am să fac tot așa un clip când o să tai cu ea, să vedeți cât de bine taie și că merge foarte bine. Și ce să zic, abonați-vă la canal, dacă nu sunteți abonați, abonați-vă pentru mai multe clipuri și cam asta este tutorial de astăzi. Ce se aude pe fundal sunt furcelușii mei și ploaia, pentru că s-a pus ploaia afară. Și ce să zic, mulțumesc frumos pentru vizualizare, un an nou fericit, pentru că la mine este data 31, un an nou fericit, aveți grijă de voi, hai noroc!